Bună ziua și bine ați revenit la Biblioteca Județeană Gheorghe Teodorescu Chirilanu. În această săptămână foarte importantă pentru întreaga comunitate, săptămâna în care Liceul de Artă Victor Brauner sărbătorește 33 de ani de la înființare, printr-o serie de manifestări cultural-artistice, și credem noi că dumneavoastră, prin activitățile la care ați participat, prin interacțiunea cu o parte din cadrele didactice, copiii care au urmat acest liceu, ați făcut deja cunoștință cu priceperea, talentul și dăruirea lor și astăzi cu toții suntem aici, atât pentru a-i felicita, cât și pentru a-i asculta. Avem și invitați speciali în cadrul evenimentului de astăzi, un eveniment dedicat dirijorului și compozitorului Emanuel Elenescu, dar și Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Aș vrea să menționez și să adresez mulțumirile noastre, inclusiv ale Liceului de Artă, pentru prezența dumneavoastră aici, doamnă, dr. Ozana Kalmuski, cea care, prin contribuția dumneaei la fenomenul muzical contemporan, atât în activitatea de pianist, compozitor și critic muzical, muzicolog, în cadrul Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, contribuie la creșterea calității vieții artistice și din municipiul Piatra Neamț, nu numai din Bacău, și din România, și a adus și faima acestui județ și a muzicii românești dincolo de granițele țării. Pentru că această activitate de astăzi este dedicată compozitorului și dirijorului Emanuel Elenescu, astăzi la 20 de ani de la trecerea în eternitate, ne-am propus atât o prezentare a contribuției și a personalității lui, să vă prezentăm a lui Emanuel Elenescu, cât și ascultarea prin diferite momente muzicale și interpretative a elevilor Liceului de Artă Victor Brauner. Avem astăzi alături de doamna Ozana Kalmuski, invitat special, reprezentați aici de doamna profesoară director adjunct Nicoleta Negrănu și domnul profesor Mihăiță Albu, fost director al Liceului de Artă Victor Brauner, cel care a pus și bazele acestui concurs internațional de interpretare muzicală și a cărui nume se leagă atât de concursul Emanuel Elenescu, cât și de destinele Liceului de Artă Victor Brauner. Și vă mulțumim tuturor că sunteți astăzi aici, sub cupola Bibliotecii Județene. Vă felicităm și vă spunem la mulți ani Liceul de Artă Victor Brauner. Pentru că spuneam că evenimentul de astăzi are două părți, atât de prezentarea personalității și a contribuției dirijorului Emanuel Elenescu, cât și a unor momente muzicale, aș vrea pentru început să zugrăvim personalitatea dirijorului Emanuel Elenescu și să o invit pe doamna Ozana Kalmuski să ne spună câteva, să spunem, cuvinte sau repere importante a contribuției a dirijorului Emanuel Elenescu, a compozitorului, la peisajul muzicologiei românești și contemporane, dar în același timp poate să zugrăvim personalitatea acestuia plecând de la Piatra Neamț, fiind născut aici în 1911, dar și periplul său, debutul la Ateneul Român, contribuția la Orchestra Națională, radio și poate ceva din cariera dumneavoastră muzicală și interacțiunea cu Emanuel Elenescu. Eu aș vrea să vă spun foarte multe, dar vi le spun din perspectiva mea, nu atât muzicală și a
instituțiilor muzicale pe unde a fost Emanuel Elenescu și pe unde am avut șansa să îi fiu aproape. Am să încerc să vă spun, pentru că Emanuel Elenescu a fost un nonconformist, în primul rând, și a fost un om care n-a ținut la etichete și un om care a știut să trăiască viața într-așa un mod încât în memoria lui, și nici nu-mi vine să cred că sunt 20 de ani de absență, aș vrea să fac un alt fel de prezentare. Adică nu cronologică, pur și simplu cum... Pentru că nu pot să vă ascund că acest moment este pentru mine foarte emoționant și îmi vine și greu să le pun într-o ordine oarecare. Cum bine știți, s-a născut la Piatra Neamț, dar nu a stat aici. Tatăl său a fost diriginte de poștă la Comănești, au fost purtați dintr-un loc în altul. Un amănunt pe care nu-l cunosc foarte mulți, pentru că nu a fost scris, domnia sa a suferit de bâlbâială, ce să-i mai spunem altfel, pentru că atunci când era copil și se trăgea, era război, fiind în brațe pe câmp, în brațele tatălui său, un glonț i-a nimerit fix în gât. Și deși a fost, mă rog, salvat și așa, a rămas cu acest mic handicap, să zicem, pe care l-a transformat într-o poezie, practic. Dura enorm până povestea ceva și până ajungea. Chiar e un episod la Filarmonica din Iași, în 77, când a fost cutremurul. Și când s-a produs cutremurul, el dirija orchestra de la Iași. Și toată lumea, normal că s-a agitat și așa, și el spunea, fugiți, că până fug eu se termină reconstrucția filarmonicii. Deci ăsta era un, el a rămas acolo, s-au zbuciumat candelabre, nu s-a întâmplat nimic, dar ca să vă faceți o idee cum reacționa și ce fel de om era. A fost un timp la Bacău. Acolo a studiat, a învățat la școală, la școala Colegiul Ferdinand. Nu a durat foarte mult. Eu am încercat, în momentul în care am remarcat că din anul 1962 el a avut în fiecare an concert la Filarmonica din Bacău, sau mai multe concerte, nu numai unul, am propus oficialilor noștri, dat fiind ca și învățat în Bacău, să fie cetățean de onoare al orașului. S-a realizat asta. Din păcate, ultimul concert l-a avut tot în Bacău, la 91 de ani, și până atunci a avut o carieră întâi de profesor la Conservatorul din Iași, unde, spunea el râzând, ajungeai cu trenul, atunci în anii 40, da? Ajungeai cu trenul de la București la Iași în 5 ore și jumătate, așa, și făcea naveta asta ca să țină cursuri studenților interesați de la Facultatea de Muzică din Iași, de la Conservator, da. El a fost, Emanuel Elenescu, a fost instrumentist, a fost fagotist și a cântat ca și fagotist în orchestra radio, unde a fost practic angajat, să zicem, da, de compozitorul Mihail Jora, care era atunci directorul radiodifuziunii. Jora știa cât de bine cântă Emanuel Elenescu
Și era hotărât să-l angajeze pe post de solist acolo, dar și acolo a fost, bineînțeles, o distracție. L-a întrebat înainte de a-l pune să cânte, tu cânti la fagot 1, nu? Și el zice, da, eu cânt la fagot 1. El cânta la fagot 2. Deci a cântat ca fagotist, dar cariera sa și, să zicem, modul în care s-a exprimat și s-a manifestat toată viața, a fost dirijor. A studiat cu personalități ale timpului, cu George Georgescu, cu Rogalski, cu foarte mulți din timpul respectiv, și s-a perfecționat și a reținut ca etalon, ca model, ca stil de lucru contribuția pe care a avut-o profesorul său, Wilhelm Mengelberg. Nu a făcut foarte multe ore cu el, dar au fost atât de importante și esențiale pentru formarea lui și împlinirea lui ca dirijor și că a avut o afinitate, un stil comun și asta a contat foarte mult. El spunea adesea că simfoniile de Brahms le-a lucrat în detaliu cu Mengelberg. Ce să vă spun? Că a dirijat în toată țara, asta este de la sine înțeles. A fost dirijor la radio peste 55 de ani, continuu, adică dirijor permanent la radiodifuziune. Și acolo, nu numai că a dirijat, dar acolo a înregistrat peste 5.000 de minute de muzică. Foarte dureros este că, mergând la radio, am descoperit, eu când am scris monografia, existau toate înregistrările și când am vrut să am și eu copii, după anumite înregistrări, mi s-a spus că nu mai există. Deci, ori au fost subtilizate, ori au fost distruse, nu știu, e un mister, n-am putut să aflu ce s-a întâmplat, dar este o mare pierdere, asta e cât se poate de clar. A înregistrat foarte multă muzică românească, de-al minteri, în perioada în care erau corurile acelea și lucrările vocal-simfonice care trebuiau cântate, că așa era timpul, el era mereu de serviciu la el, trebuia tot timpul să-l dirigeze. Nu a plecat în străinătate foarte mult în perioada aceea, pentru că, fiind cu un limbaj nonconformist și cu un mesaj nu așa cum trebuia și cum se aștepta, spunea la modul, când afla că se organizează un turneu în străinătate, mie îmi luați bilet, nu m-ai dus. Și nu m-a dus, i-au luat, că nu m-a mai mers niciodată, a fost numai până în Bulgaria sau nu știu unde. Bineînțeles că a dirijat și în vest, dar nu a fost atât de curtat, să spunem, cum au fost ceilalți dirijori ai timpului. Concertele sale, însă, au fost tot timpul consemnate în presă, și a noastră, și în presa străină, ca fiind exemple de ce înseamnă seriozitate, muzică bine evidențiată și transmisă publicului, fără gesturi, fără a se ajuta de o anume gestică care să atragă atenția. A avut întotdeauna un stil aparte, aristocratic, îi spun eu, o ținută foarte... Și ținuta asta era numai postura și ținuta în fața orchestrei și a publicului. Eu sunt convinsă că era ținuta dată de verticalitatea ființei lui,
de convingerile de la care n-a abdicat niciodată, de la faptul că nu putea fi ridicol sau nu se putea pune într-o situație jenantă. Foarte natural, foarte spontan, dar cu o naturalețe și cu un simț foarte atent studiat al ce se întâmplă în jur. Un om cu un simț al umorului extraordinar, cu o ironie, aș spune eu, nemiloasă, chiar nemiloasă, adică nu ierta nimic, dar ironia, autoironie, practic, și-o adresa sieși întâi și apoi celorlalți. Un om de o modestie extraordinară, un dirijor care nu a făcut, practic, cum se face acum, curs de master, clas, de maestrie, de... că nu se făceau pe timpul acela. Dar a învățat nu numai dirijori, a conturat, a creat muzicieni care i-au urmat modelul, care au beneficiat de sfaturile lui. Și dacă ar fi să ne gândim numai la Ilarion Ionescu Galați, ar fi suficient exemplu. Deci, cei care i-au stat în preajmă și cei care au fost impresionați de el, au învățat. Eu nu am învățat dirijat de la el, dar am învățat foarte multă muzică, pentru că făcea muzică tot timpul. Și atunci când vorbea în legătură cu un pasaj muzical, cu... sigur, nu când își făcea glume atunci, nu mai era în legătură cu muzica, neapărat. Nu știu dacă am reușit să spun foarte mult despre personalitatea lui, dar nu a fost un... adică nu, dacă cineva ar vrea să scrie despre el, să-l socotească un profesor, un dascăl, așa cum înțelegem noi acum la modul clasic, ar greși, că nu a fost așa ceva. Nici repetițiile sale la orchestră nu erau cele consacrate, erau atipice. Erau după felul lui de a fi. Însă un muzician de alea să ținută e puțin spus, cu o cultură foarte riguroasă și nu numai muzicală, deci a învățat mult din cultura germană și a fost preocupat tot timpul să citească, să asculte muzică, să asculte versiuni, ceea ce numim noi versiuni comparate, cum face cu tare, cum face cu tare. A lăsat în ceea ce a dirijat și era înregistrat, nu? A lăsat o notă de originalitate și nu știu dacă neapărat de originalitate, că în fond nu inventăm roata la fiecare interpretare care ai textul compozitorului și ideea este să fii fidel atât în spirit cât și în literă sunetelor care trebuie să transceadă notele muzicale, da? Dar un stil aparte. Spre exemplu, dacă asculți Sinfonia a treia cu orgă a lui Saint-Saëns, dirijată de Emanuele Enescu, înregistrarea, evident, nu se poate altfel, și aia, din fericire, există pe disc, pe CD, și dacă, virgulă, cunoști alte interpretări ale acestei capodopere a muzicii franceze, îți vei da seama unde este mâna lui Enescu. Cam asta a fost. Sigur, el a fost și compozitor. Dacă judecăm după numărul lucrărilor, zicem așa, după câte lucrări a scris, nu sunt multe. Nu sunt multe vis-a-vis de compozitori români care au scris. Au scris mult, mult, au compus. Dar ceea ce a compus el, la fel, are nota lui personală și mai mult
Sunt lucrări care au fost premiate. A scris o baladă haiducească, a scris o lucrare pentru cor, pentru voci. Cele mai importante însă și care au fost și care se mai cântă au fost variațiunile simfonice pe o temă românească, cu care lucrare pentru care a primit mențiunea întâi în 1937 și premiul 3 de compoziție George Enescu, pe care l-a primit pentru Rapsodia Română pentru vioară și orchestră. Această rapsodie se aude cântată și astăzi, deci în timp real, grație violonistului Florin Ionescu Galaț, fiul dirijorului Galaț, care de asemenea a avut șansa să lucreze această piesă cu Elenescu. Deci Elenescu pur și simplu i-a arătat și i-a explicat ceea ce a gândit și ceea ce dorește. Lucru care, sigur că are o mare însemnătate. Ce să vă spun? Pentru toți cei care l-au cunoscut, fie ei instrumentiști, fie ei profesori de instrument, de muzică, nu? Pentru compozitori, pentru muzicologi, pentru toți, a fost o poezie omul ăsta, deci nu puteai să nu te lipești de el, nu puteai să nu te apropii de el. Și lucrul ăsta l-a simțit și publicul. Un om foarte cald, deși în exterior se afișa ca un dur și ca un, spunea, când discuția o lua puțin la vale, spune, eu am dat mâna cu Hitler, eu am cântat la Bod. Adică, cumva, fiind foarte sensibil și introvertit, încerca să creeze o distanță, dar nu reușea, pentru că a fost, repet, un suflet deosebit de sensibil și asta s-a văzut în tot ceea ce a făcut el ca muzician. Mie mi-e greu să despart muzicianul de om, când nu scriu tratate despre cine a fost, și nu-l pot vedea decât ca acest întreg și ca acest tot. Și ce pot să spun? O să spun, mă doare foarte tare, că la noi nu prea se face nimic pentru a cultiva și pentru a menține vie o imagine, un etalon. Slavă Domnului, avem cu cine mândri. Dar nu facem. Și de aceea vreau să felicit organizatorii de aici. Și pe cei care nu uită lucrul ăsta. Iar trebuie dedicate concerte. Ar trebui să se facă asemenea întâlniri frecvent. Măcar când s-a născut și când a plecat, da? Pentru că pentru generațiile care vin, în ideea în care nu mai există decât foarte puține înregistrări, nu? Câteva discuri pe vinil de când era noi, așa? Câteva CD-uri făcute la Casa Radio cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani. Și nu poți să menții efigia asta în viață dacă lumea nu știe nimic. Sau sunt foarte puțini cei care știu. De aceea, mult am apreciat și am felicitat pe domnul Mihai Țalbu când a inițiat acel concurs împreună cu colegii săi, normal, pentru că a fost un gest prin care, într-adevăr, implicit, în fiecare ediție, când vin copiii și când cântă și știu că sunt la concursul Emanuel Elenescu, s-a făcut un pas, s-a făcut un mare pas. Așa că nu ne rămâne decât să ne găsim o bucurie în aceste întâlniri evocatoare, mai mult sau mai puțin
interesante, ce știu eu. Dar poate să punem și un fragment de muzică, așa. Eu v-aș fi adus cu drag monografia care am scris-o, dar nu o mai am. Deci pur și simplu au fost într-un regim de ăsta de tipar aproape preferențial și urmează să, eventual, să, deși aș reedita-o, dar nu mai văd cum am văzut-o în anul 1999. Deci o văd altfel acum și pentru asta ar trebui scrisă altfel, sigur. Dar aceea, din momentul acela, a fost, în primul rând, o surpriză. Am vrut să scriu cartea și să-i o ofer până împlinea vârsta, până pe 8 martie. Și am reușit lucrul ăsta și în momentul în care a văzut cartea, a fost atât de emoționat și atât de... a zis, ce, să scriu cărți despre mine deja? Asta e de rău! Bun, deci au trecut 20 de ani. Bine ar fi ca următorii care o să vină, repet, să-l aibă totuși în prim plan și pe Emanuel Evenescu. Pentru că, în adevăr, merită omagiile noastre și eu o spun de pe poziția omului care a avut șansa să absoarbă ca un burete, pur și simplu, fiecare cuvinte. Eu notam fiecare cuvințel. Notam. Așa indicații dădea la orchestră și puteam după aceea să văd cum în concert a reușit să facă anumite efecte, anumite subtilități bine cunoscute nouă, dar într-o manieră proprie și întotdeauna, dar absolut întotdeauna, cum am spus, în spiritul și în litera piesei pe care o cânta. Vă mulțumesc! Critic muzical, muzicolog, pianist a filarmonicii Mihail, nu? Da, așa am citit, atunci rectificăm, consultant al filarmonicii Mihail Jora din Bacău, pentru frumoasele cuvinte și emoția transmisă, odată cu prezentarea dirijorului, marelui dirijor, Emanuel Evenescu, cel care își leagă destinele și de orașul Piatra Neamț și continuitatea și personalitatea sa își pune amprenta prin acest concurs de interpretare muzicală Emanuel Evenescu. Suntem convinși că Liceul de Arte Victor Brauneri onorează memoria domniei sale și că tot ceea ce face, atât prin cadrele didactice, cât și prin elevii săi și concursurile internaționale, reușește să se înscrie pe linia și în ideile și spiritul dirijorului Emanuel Evenescu. După cum ați văzut, activitatea domniei sale a depășit și a ajuns pe partea de compoziție, chiar dacă activitatea cea mai impresionantă este cea de dirijor, își leagă destinele de orchestra ca și casei radio, de filarmonica din Brașov și de Liceul de Arte Victor Brauner prin acest concurs. Astăzi spuneam că avem bucuria de a avea aici pe Daria Gârțu și pe Diana Elena Lupu, care la oboi și pian vor interpreta și vor crea un prim moment artistic. Daria Gârțu, oboi sub coordonarea profesorului Adelin Onțanu, pe care îl salutăm și căruia îi mulțumim că prin activități diverse este prezent și în spațiile bibliotecii și vă dăruiește și dumneavoastră importante momente muzicale, și Diana Elena Lupula pian, profesor coordonator Irina Horghidan. Dragii mei, vă invităm!
Mulțumesc mult. Și acum, domnule profesor, vă invităm să ne spuneți câteva cuvinte despre experiența dumneavoastră în decursul timpului în cadrul concursului de interpretare muzicală Emanuel Elenescu. Înainte de a spune ceva din experiența mea, aș vrea să citesc vorbele lui Elenescu după un interviu al lui Alex Vasiliu de la TV Iași. Și este ca o fixare sau ca o repetiție sau o repetare a ceea ce a spus doamna Ozana. Iar eu întăresc prin spusele lui Elenescu rădăcinile lui și să-l împământinim aici la Piatra Neamț. Spune, după întrebarea pusă de Alex Vasiliu, Elenescu spune: m-am născut la Piatra Neamț, unde tata era funcționar PTT. Mai târziu a fost mutat ca diriginte la fostul oficiu din Comănești. În satul Comănești am făcut vreo 3 clase primare, dar când eram într-a patra, s-a mutat iar cu serviciul la Bacău. Fiind licențiat în drept, i-au dat un grad în sus ca funcționar superior. Următoarele 4 clase le-am făcut la liceu Ferdinand din Bacău, cum se numea atunci, și mi se pare că acum se numește la fel. Înseamnă că am stat aici vreo 5 ani. Tata era meloman, fratele lui era stareț la Schitul Dureu și îi plăcea să dirigeze coruri bisericești. A înființat unul la Bacău, la Catedrala Sfântul Nicolae. La vârsta de 12 ani, eu cântam ca altist în corul lui. Apoi tata s-a mutat iar cu serviciul la Iași, iar eu am început să învăț la Liceul Național, pe urmă la seminarul pedagogic de lângă liceul internat, care a ars în timpul războiului. De Bacău mă leagă propriu-zis copilăria. Și domnul Vasiliul îl întreabă din nou. Am citit și v-am ascultat povestind cu alte ocazii că l-ați cunoscut pe George Enescu. Maestrul Elenescu vorbește. Maestrul Elenescu mă cunoștea bine. Mi-a și dat de 2 ori premiul pentru compoziție. Pentru variațiuni simfonice, mențiunea întâi, iar la Rapsodia pentru vioară și orchestră și Burlesca pentru pian și orchestră, am obținut premiul 3. Am cântat în orchestră ca instrumentist sub bagheta lui, cel puțin 10 concerte. Să știți că Pele era mai bun dirijor decât Enescu. Enescu era muzician mare, dar dirijor era altceva. Și aici aș vrea să vă spun următorul lucru. Fiind întrebat Elenescu, cine e cel mai bun dirijor la vremea actuală în țară, în lume, și Elenescu spune Enescu și el Enescu. Apropo de felul lui de a vorbi hâtru așa. Deci l-am adus pe pământul nemțean și acum l-am readus prin concursul Elenescu în memoria orașului, județului și a țării. Și nu numai a țării, pe Elenescu. Asta se datorează doamnei profesoare Elena Botez, auzindu-mă că ziceam, acestui concurs care îl începusem în 91 ar trebui să aibă un nume, doamna Botez zice, păi știi că Elenescu este născut aici, la Piatra Neamț. Asta se întâmpla prin 2005. Și atunci, gata, am dat numele concursului Emanuel Elenescu. De atunci, Elenescu este readus în istorie, în memoria copiilor și nu numai, a profesorilor și probabil apare și în istoria muzicii. Când am fost la conservator, nu se pomenea de Elenescu
Și am avut și ocazia fericită, deosebită, chiar la Filarmonica din Bacău în anii 91-92, de două ori să cânt sub bagheta maestrului, ca instrumentist în orchestră. Vreau să spun că, într-adevăr, repetițiile erau fără anumite reguli, aveau o anumită libertate. Maestru puncta lucrurile grele, deosebite sau importante ale momentelor muzicale. Tot timpul era plin de glume, dar avea și o ironie atât de dureroasă dacă cumva acolo la pupitru nu-ți executai partitura cum se cerea. Era atunci când explica sau dorea o anumită nuanță a frazei muzicale, nu făcea mare filozofie, dar prin niște spuse simple, lucrurile în concert se subliniau și abia în concert simțeai că lucrarea respectivă este adusă la calitatea artistică interpretativă, acea dorită. Pentru că avea în el o forță deosebită, un fel de magnetism care cred că îl transmitea orchestrei prin spirit, prin gândire și nu chiar atât de mult prin gestică, că avea o gestică simplă. Iar repetițiile cu dumnealui erau minunate și niciodată nu te simțeai obosit. Iar după concert, tot la fel, te simțeai bine, relaxat și cumva împlinit, pentru că concertul a ieșit frumos. Mai am ceva despre Elenescu, scris chiar de doamna Ozana, dar am să-l pomenesc la sfârșit, dacă mai este timp. Așa că foarte multe lucruri bune, frumoase și tot frumoase o să se spună despre Elenescu, pentru că va deveni un eveniment și o legendă la Piatra Neamț și nu numai, prin concursul Elenescu, iar prin colegii mei sunt sigur că îi vor ridica cetate. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru aducerea aminte și pledoria și încercarea de a readuce în atenția noastră a personalității lui Emanuel Elenescu. Deja devine de la 14-a ediție a acestui concurs de interpretare muzicală un nume deja cunoscut la Piatra Neamț. Spre Piatra Neamț se îndreaptă de fiecare dată copii și profesori din toate colțurile țării și de dincolo de granițe, și de fiecare dată și noi aici la bibliotecă am găzduit o parte din atelierele respective. Aș vrea acum să invit pe Iulia Gârțu și pe Tudor Poiană pentru cel de-al doilea moment muzical, din nou cu mulțumiri pentru domnul profesor Adelin Onțanu și doamna profesoară Irina Horghidan.
Mulțumim, Daria Gârțu, Iulia Gârțu, mulțumim Diana Elena Lupu și Tudor Poiana, mulțumim și domnilor profesori Irina Horghidan și Adelin Onțanu. Și acum, domnule profesor, vă invit din nou să vă continuați periplul într-o descoperire a dirijorului Emanuel Elenescu. Ozana Calmuschi Zarea, autoarea. Vinovăția patimii. Cartea, iar articolul Elenescu, experiența eternității. Cineva foarte inspirat observa odată că în mijlocul celorlalți, Elenescu e asemenea oxigenului ce alimentează și întreține arderea. Doar că în cazul său era vorba de flacăra vie a spiritului. Și nu odată am avut privilegiul să observ cum, deopotrivă, distinși literați, muzicieni, celebrități ale scenei politice sau științifice, cădeau pradă acestei flăcări care, la peste 90 de ani, când continua încă să dirigeze în țară, își perplexa interlocutorii prin văiciunea, carisma, mobilitatea afectivă și verticalitatea etică. Pentru mulți devenise un fenomen și în același timp curiozitate, pentru că era exponent al altei vremi, al altei epoci, prinsă în glaciațiunea uitării. Pe cât de distins și rafinat, pe atât de chițibușar, pe cât de riguros profesional și pe atât de dezinteresat de onoruri, funcții și averi. Elenescu împodobea viața celor din jur cu parfumul volatil al ingeniozității sufletești. Părea un om incapabil de dispreț, ceea ce e în parte adevărat, deoarece știa să mustre cu zâmbetul pe buze și întotdeauna printr-un năucitor joc calamburistic menit să-și anunțe prepotentul. Ca cu regimul comunist, de pildă, a purtat un război personal de gherilă, aflându-se mai mereu pe punctul de a fi arestat sau demis. Într-o ședință a colectivului de oameni ai muncii de la Radio București, care se confruntă cu însuși existența sa, unde era înfierat cu mânie proletară capitalismul putred, s-a ridicat și a pus întrebarea aparent naivă care va face istorie. Dacă la ei e așa de rău și la noi așa de bine, de ce la ei e așa de bine și la noi așa de rău? Apropo de... și după această spusă a dumnealui, i s-a sugerat că peste să nu mai la ședințele viitoare. Nu se temea să existe așa cum era, așa cum gândea și așa cum simțea, susținut de o mândrie lucidă, de un nobil curaj al nepăsării față de inevitabilele orduri ale vieții. Și să mai subliniez ceva. Enescu îi acordă premiul pentru compoziție, cântă ca acompaniator al corului de tineret la Olimpiada din 1932 în fața lui Hitler, apropo ce ați subliniat dumneavoastră. Rostopovici îl felicită și chiar eternul Ion Ilirescu îi acordă înalte distincții oficiale, ridicându-l la grad de cavaler. În legendara saga arsonieră dintr-un bloc vechi pe Popa Tatu, numărul 80 în București, unde doar câțiva aleși au avut acces, nimic nu oglindea personalitatea chiriașului, fiindcă, într-adevăr, nici măcar proprietar al unei garsoniere nu era. Averea podoabă a trufiei, ca și inutilitatea altor măriri, nu i se potriveau. Nu rezonau cu spiritul său, mustind când de optimism solar, când de umor negru. Eu m-am născut de ziua femeii, la 8 martie, și voi o să mă sărbătoriți și când o să fac plajă la lumânare. Cred că astea sunt lucrurile foarte importante și bănuiesc că și prin această expresie l-am pomenit și o să-l pomenim mereu, iar așa cum spuneai că Elenescu înseamnă
Dumnezeu este cu noi, atunci Dumnezeu este cu noi, El e cu noi și noi cu El. Cele bune! Mulțumim domnului profesor Mihaița Albo și acum, doamnă director, vă invităm și pe dumneavoastră. Eu nu o să spun nimic despre Elenescu, decât că anul acesta a avut loc a 31-a ediție a acestui concurs internațional. Eu vreau să aduc doar mulțumiri bibliotecii, care este partenerul nostru permanent, care ne ajută în toate activitățile de la liceu, atât ca sală de concurs, în cadrul concursului Emanuel Elenescu, centru expozițional, sală de concert, ne ajută și venind la noi cu cărți, cu lansări. Am avut și lansări de carte anul ăsta de la domnul Găină. Da. Vreau să aduc mulțumiri bibliotecii că s-au gândit să facă un asemenea eveniment și să-l facă în cadrul zilelor liceului Victor Brauner. Vă mulțumim și noi pentru disponibilitatea de colaborare cu noi și pentru momentele muzicale, pentru completarea activităților bibliotecii, cadoul pe care îl faceți în fiecare an și cu ocazia sărbătorilor, diverselor ocazii, lansărilor de carte și alte activități culturale, educative pe care le organizăm la bibliotecă. Vă mulțumim, vă felicităm. Reamintesc că partenerii acestui eveniment sunt prima dată Liceul de Artă Victor Brauner, Inspectoratul Școlar, Biblioteca Județeană și Restaurantul Cocoșul de Aur, toți cei care și-au dat mâna pentru a fi astăzi aici. Mulțumesc, doamnă Ozana Calmunschi, că ați găsit timpul și ne-ați făcut bucuria de a fi astăzi alături de noi și în semn de prețuire vă oferim un buchet de flori și mulțumirile noastre. Mulțumiri care se îndreaptă și pentru donația de carte făcută bibliotecii, Relief Armonic sub semnul lui Jora, pagini monografice la 60 de ani de existență a Filarmonicii Băcăoane. Vă mulțumim foarte mult și vă invităm să descoperiți informațiile din aceste cărți donate astăzi prin consultarea lor la secția Arte Multimedia Victor Brauner. Un buchet de flori și pentru dumneavoastră, doamnă director, cu mulțumiri și felicitări și la mulți ani Liceului de Artă Victor Brauner, cu ocazia zilelor liceului. Și mulțumesc și dumneavoastră, celor care astăzi ați găsit timpul și bucuria de a fi astăzi alături de noi. Vă mulțumesc tuturor și vă așteptăm la bibliotecă.